Maria Vârlan, în direct de la Londra. Reamintesc informația momentului. Există o cerere de protest în București care a fost aprobată. Așadar, în București, în Piața Victoriei, pot să vină 100 de tractoare, 100 de capete tractor de tir, asta este exprimarea tehnică din această cerere. Un lucru e cert, Primăria Municipiului București dă undă verde organizării unui protest în capitală. Astăzi, premierul Marcel Ciolacu a făcut o ofertă pentru protestatari, a vorbit despre acte normative pe care guvernul le adoptă în ședința de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine, dar o foarte scurtă pauză și revenim.